La solicitarea patronului Mihai Rotaru, Corneliu Papura a condus deja primele antrenamente ale științei. Astăzi a fost prezentat chiar de cel care a fost antrenor. Este într-o postură nouă și pentru el. Este un antrenor tânăr, un copil al Craiovei. Eu îl cunosc foarte bine. Am fost cel care am contribuit așa la ascensiunea lui ca fotbalist, în a-l aduce în lotul echipei mari atunci când eram la echipă în mandatul 88-92. Apoi l-am promovat la echipa de tineret. Cu mine a jucat și majoritatea meciurilor care nu au avut la echipa de tineret a fost jucătorul meu de bază. Și apoi, din nou, în mandatul 95-96 l-am avut jucător. L-am avut jucător și în mandatul 2002-2003. Este un copil, un jucător pe la care am ținut în momentul când juca fotbal și țin la el. Corneliu Papură știe că a venit la cârma științei într-o perioadă dificilă, dar acest aspect îi dă și mai multă tărie să demonstreze că este vrednic să stea pe banca universității. Și este o provocare pentru mine. Vreau să reușesc, nu știu, să avem rezultate pozitive, dar în primul rând îmi doresc cam așa să imprim cât de repede pot. Știu că timpul este destul de scurt. Mie îmi place jocul ofensiv, în general, pe unde am activat așa în Liga a doua sau la echipa a doua, în general mi-am propus un joc ofensiv. Sper să reușesc în scurtul timp pe care l-am să impun câteva idei din modul meu de a vedea jocul. Primul joc al Craiovei cu Papura antrenor este programat vineri la Giurgiu.